Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Suntem din nou împreună, ia să spun pe cineva să văd că mi-a zis să urmărească și ea lecția. Deci, cine? O doamnă de la Petru Neamț, cea care i-a văzut-o. Cu tot cu copilul acela. Da, stilul tău, ce vreme nu vrei să scrii? Da, s-aude? Ia vede, s-aude? Da, s-aude, am închis. Da, cred că s-aude. Dacă, nu, dacă s-aude, nu mai sunați. Da, s-aude. Da? Da. E, hai să mergem. Vorbim la treabă. Așadar, Ștefan, ne știi că aseară am discutat despre... Știi, atât de mult m-am bucurat că am discutat chestia asta. Deci, distributivitatea. Distributivitatea. Înmulțirii. Față de adunare. Și asta pot urmări toți copiii, începând de la clasa, hai să zicem, a doua, deci la clasa a doua, până la a 12. Pentru că, dragilor, nu odată am întâlnit situații de șase, când nu știu să scoate un factor comun, când nu știu să mulțească un termen cu o paranteză. Foarte des întâlnim așa ceva. Deci, acesta este lucrul extraordinar important, pe care trebuie să, cu cât îl repetăm mai mult, cu atât să reținem foarte bine proprietatea asta. Dar asta e până în clasa 12? Păi tot timpul, toată viața. Adică toată viața, nu mai uiți niciodată. Așa cum nu mă uit eu, nici nu trebuie să mă uiți. Atât de important este. Și dacă nu învățăm la timp, iată, ajungi în clasa 6-a, 7-a, așa, și nu știi foarte bine să mulțești o paranteză cu un factor, cu un termen. Așadar, mai erau de jos. Deci noi am zis așa că, să spunem, 23 ori 75 s-a scrie 23 ori pe 75 să scriem desfășurate. Vorbește tu. De acum tu îmi dictezi și eu numai cât scriu. Dar tu ești pe căințelul tău. 23 ori 70. Așa, 70. Nu, 7 ori 10. Bun. Și în loc de 70, zicem 7 ori 10 deodată, plus 5, da? Și cam mai departe. De 70 plus 5. Da. E, și cam mai departe, să vedem cu cât. Să mă duc eu să-mi dau și asta jos. Căbuț. Îi face calcul? Păi. Bă, ce știți să faci? Acum aplicăm proprietatea de distributivitate. Adică? Adică 20, nu, 7 ori 10, 70. Păi ne faci înapoi? Păi dar nu, că mai trebuie și 5. Păi adunăm și face 75. Așa? Păi ce am lucrat? E tot 23 timpul. Plus nu, 7. Nu 23 plus. 23 ce este? 23 ori primul termen. Da? 23 ori 7 ori 10. Așa. 10 plus așa. 23 plus 23 ori 5. 5. Și este egal cu? Mai 23 ori 7 ar fi 1, 2... Dar nu-i mai comod să zici 23 ori 10? Că știi că produsul este asociativ. 10 ori 7. Deci face 230. Da? 23 ori 10. 230 ori 7 plus... plus 23 ori 5. Hai să scriem cât face. 15, 5, 1 și 115. 115, da? 115.
Și egal acum mai departe, hai să scriem că 115 întâi, 115 plus adunare comutativă. Putem schimba ordinea, da? Plus 230 ori 7, să facem produsul. 7 ori 0, 0. Așa. Așa, 7 ori 3, 21, 2 și 1. De fapt, 1 și 2. Da. Așa, 7 ori 2, 14 plus 1, 2, 16. 16. 1610. Și face, iată, 1610 și să facem adunarea acum? 5. Da. 2. 5, 2, 7, 1725 este rezultatul acestei mulțiri. Dragilor, sigur că am muncit un pic, dar este clar, am aplicat această proprietate și finalul este acesta. Sigur, omul s-a gândit să ajungă foarte repede la rezultatul de aici. Adică, ce ar fi să poată să le obține pe acestea? 115? Ori și 1610. Și atunci a inventat. Deci omul în dorința de a ajunge cât mai repede la rezultat, de a mări ritmul de lucru pentru a avea cât mai multă eficiență, și a spus așa, era să le scriu la subalta. 23 ori 75. 23 ori 75. Ce să zicem? Vor poftim. Pe 5 ori 3, 15 și 1, 5 ori 2, 10 plus 1, 11. Așa. 7 ori 3, 21, 1 și 2. 7 ori 3, 21. Unde scrie pe 21? Aici? Sub 7. Adică pe exact sub cifra asta, da? Deci 7 ori 3, 21, 1 și 7. 7 ori 2, 14 plus 2, 16. 16. Dar 6 să fie chiar sub 1. Da. Și sigur, fie că am mișcat, e și 0 aici. Deci, practic, e 1610. Este cel de-al doilea termen al adunării. Da? Deci, iată cum, în loc să facem toată această muncă, dar partea de suport matematic, asta este. Deci, este vorba de aplicarea distributivității mulțirii față de adunare. Mulțirea față de adunare, nu adunarea față de mulțirii. Deci, se distribuie, repet, 23-ul se mulțește cu toți termenii din paranteză, cât ori fie. Și am făcut chestia asta, am sesizat că aici fac 230 ori 7, 115, am scris invers, că adunarea este comutativ, puteți scrie așa, știi de ce am făcut eu asta? Ca să vezi că primul număr acesta de aici, 115, la mulțirea cu 5, și pe urmă, al doilea număr obținut 1610, în urma mulțirii cu 7. Și atunci avem 5, 2, 7 și 1. Iată cât de clar este, cât de ușor este, cât de bine trebuie să înțelegem bine, foarte bine, cum se mulțește un număr cu o paranteză. Se mulțește, se distribuie, adică mulțirea se duce la fiecare din termenii de acolo. Mai facem conexiune. Ia să zicem așa, 23 ori 375. Egal cu 23 ori. Nu așa. Facem întâi în varianta asta, desfășurat. Ca să înțelegem foarte bine 23 ori 725. Și egal cu vorba 375. Ori 375. Nu e nevoie să pun o paranteză. Fac precizarea asta, nu e nevoie să pun o paranteză. 23 ori 100. Mai punem, acum punem paranteze? Punem paranteze acum? Ba da, acum da, că el era singur aici. Dar acum, în mulțit cu desfășurat el, care înseamnă o adunare. Deci în mulțit cu tot el. Și cine este el desfășurat? 23 ori 3 ori 100. 3 ori 100. Deci, plus, atenție, acum punem plus 10. Plus 7 ori 10. Plus 5. Ori 10. 7 ori 10 plus 5. Și egal mai departe. Te rog, vorbește. Ar fi... Acum îți spune, deschide gura și îți spune așa. Acum 23. 23 ori 3. Se mulțește cu toți termenii deja. 23 ori 100. 23 ori 3.
Ori 100. Plus 23 ori 70. 70. Plus 23 plus 5. 23? Plus 5. Cum plus 5? Păi până acum ce ai zis? 23 ăsta se mulțește cu toți. Cum ai zis? De ce ai zis plus 5? A, o mulțit cu 5. Păi altă poveste. Altă poveste. Deci 23 se mulțește cu toți termenii acolo. Cu 5. Și egal cu. Egal cu 230. De ce 230? Pentru că mulțirea este comutativă. Deci mulțirea este comutativă și asociativă. 23 ori 100 poți să facă întâi. 230 înmulțit cu 3. De ce? Dar 23 ori 100 fac 230? 2300. Păi, altă poveste, bă, și Ștefane, uite, bună dimineața. Ești atent aici. Deci faci 2300 ori 3. O rămas să mulțim cu 3. Da. Plus, vorbește, că plus. Pe plus 230 înmulțit cu 230 înmulțit cu 7 și plus? Așa, că am făcut-o. 1725. Nu. 23 ori 5? 23 ori 5? Hai, înmulțește, foarte bine. 3 ori 5, hai. 3 ori 5, 3, deci 3 ori 5, 15, 51. 5 ori 2, 10 plus 1, 115. Așa. Și egal cu, hai să scriem de la sfârșit, cât doar adunarea e și comutativă și asociativă, deci putem să începem 115 întâi, 115 plus. Egal cu 115 plus... 230 ori 7. 200. Cât face? Ne să facem. 0 ori 7. 0, 7 ori 3, 21, 1 și 2. Așa, 7 ori 2, 14 plus 2, 16. Da? 1.070 plus 2.300 ori 3. Deci 0, 0, 9, 9. 0, 0, 9, 6. 6. 6.900, da? Da. Care este egal cu 5. La cifra unităților 5. La cifra zecilor 2. La cifra... De ce la 10 ai spus 2? Pentru că 1 plus 1 egal cu 2. Așa, și cu 0 de aici, deci 2. 2. Corect. La cifra sutelor 16. Deci 1... și cu 9, 10 și cu 6, 16. 6 și 1 l-am reținut. Da. La cifra miilor, 8. 8. 2 și cu 6, 8. 1625. Ei, și atunci, hai să revedem cum nu? Ne ducem și mergem așezându-ne unele sub altele, adică 23 ori 375. Da? 23 da. Ori 375 și este egal. Poftim. 23. Așa a fost. 23 ori 375. Da. 5 ori 3, 15 și 1. 5 ori 2, 10 plus 1, 11. Iată cum primul rezultat este obținut. 7 ori 3, 21, 1 și 2. 7 ori 4, 14 plus 2. Care 7 ori 4? 7 ori 2, 14 plus 2, 16. Da. Și 1. Dacă eu scriam aici sub 1, sub 5, atenție mult. De ce? Când mai începi cu cifra 10 ori, de aceea aici nu greșești dacă pui 0. Ca să ții tu minte tot timpul când la al doilea rând începe cu 0. La unități. La al doilea rând începe cu 0. Și altfel spus, cu cifra cu care mulțim, sub ea începem să construim șirul acesta, da? 7 pe 2, iată 1160, cel de-al doilea răspuns. Dar 0 este opțional sau nu? Păi poți să-l pui obligatoriu, că nu se întâmplă nimic. Că la adunare doar nu influențează. Da, acolo da.
Păi e tocmai ca tu să fii foarte atent și să nu cumva să mai greșești vreodată, începi cu zero. La al doilea șir de construcții, dar începe cu zero. Și la al treilea... 3 ori 3, 9, 3 ori 6, 10. Dar 3 ori 3, 9. Atenție, sunt aici, da? Altfel spus, fiind, suntem la sute, cele două zerouri ale sutelor. 3 ori 9, 3 ori 2, 6. 3 ori 2, 6. Iată 6900, cel de al... A fost al doilea răspuns și al treilea răspuns, l-am văzut exact, nu? 6900. Și atunci, dragilor, deci omul ce a făcut acum? A mărit ritmul de lucru. Deci n-a mai lăsat așa desfășurat, după ce el a descoperit chestia asta și a spus, dacă le-am așezat așa unde sub artele, eu vine și îmi ușor la adunare. Da? Și acum, 5, 2, nu 10, aici faci cum vrei tu, 1 și cu 9, 10 și cu 6, 16, 2 și cu 6, 8. Rezultatul este 1.600. Ca să ne fie mult mai simplu. Deci să fie mai rapid. Nu? Mai rapid, nu mai simplu, mai rapid. Dar dacă am înțeles bine asta, înțelegem de ce facem așa. Că de regulă la învățător se întâmplă așa. Îi se comunic cu copilului că le așezăm așa, înmulțim, obținem înmulțirea cu unități, primul șir de numere. Adică primul rezultat. Apoi înmulțirea cu 10 și aici învățătorii trebuie să insiste să spună că la al doilea începe cu 0, că e de la 10. 10 aici, nu? 7-le are după sine 0. 7-10, uite cum suntem aici. Noi n-am zis așa, 7 ori 10. Deci de aceea avem primul 0 aici. Și de acum construim 161 și nu mai suntem stresați. Că unele îl punem mai în stânga, mai în dreapta, ori le ținem că sub cifra aceea, dar le ținem pe amândouă. Sub cifra care mulțim, acolo punem. Sau am pus primul 0 la sute, când încep în construcție celul de-al treilea, la sute, două zerouri sunt. Două zerouri ne-am pus aici. Și atunci 3 ori 3, 9 și 3 ori 2, 6. Și suntem siguri de rezultat, nu mai apar niciun pic de confuzie. Da? Și observați încă o dată, e perfect așa. Sigur, tot atât de bine, am spus că produsul e comutativ. Tot atât de bine și 375 ori 23. Trebuie să fac același lucru. Ia să vedem. Hai să vedem, Ștefan, dacă fac același lucru, da? Că produsul este comutativ. 5 ori 3, 3, 15, 5 și 1, 5 ori 7, 21 plus 2, 22. 5 ori 3, 3 6 plus 3 ori 3? 11. Păi, 3 ori 3. 3 ori 3, 9. Păi, atenție! 3 ori 3. Eu citeam 3 ori 2, de fapt. Păi, multe greșe, că dacă o singură dată, un singur loc e greșit, totul s-a stricat. Da. Îmi pare rău că te-am lăsat așa, să vă zic. Adică, 3 ori 3, 11, da? 5 ori 2, 10, 0 și 1, 5, 2, 7, așa, 7 ori 2, 14 plus 1, 15. 3 ori 2, 6 plus 1, 7. 2, 5, 2, 6 și 8. Iată că același rezultat obținem. Sigur, cum îți este mai comod? Dar de regulă, că atunci când numărul, cel care e mai lung, cel care are mai multe cifre, îl pune pe prima poziție. Și pe urmă, cel de al doilea, nu? Când sunt, să spunem că un număr de cifre egal, atunci nu mai are importanță. Dar este mai rapid decât aici. Da? Deci căutăm în fiecare etapă să avem viteza cea mai mare. Că doi care lucrează, unul o ia pe ocolite și face el nu știu ce pe acolo, iar altul ce face? Se duce repede și știe șmecherii de astea și are viteza mult mai mare și a terminat lucrarea. În timp ce ăsta lucrează, liniștit acolo, celălalt o termină deja și spune, gata sunt. Deci de asta e deosebirea. Eu tot timpul insist pe lucrurile acestea, să le înțelegem foarte bine, vreau să le înțelegem foarte bine, de unde această descoperire a fost asta de aici. Distributivitatea mulțimii față de adunare. Asta a fost ideea de bază. Și atunci, aranjarea asta e numai pentru a merge cât mai rapid. Dar dacă învățătorii vin și arată numai asta,
Atenție, alături mai asta, nu o să știi niciodată copilul. Cum, de fapt, am întâlnit și eu, mi-amintesc foarte bine când eram elev, învățătoarea tot așa mi-a spus. Le așez acolo, n-ai importanță, zic, nu spuneam învățătoare așa. Numai la adunare să le pui cum trebuie, unități, unități, 10, sub 10, sub 10, sub 100, nu? Că astea sunt unitățile, zecile și sutile, da? Ei, numai la adunare să le așez unde spune, dar la mulțire putea să zic așa, 375 ori 23. N-are importanță. Deci n-are importanță la mulțire. Important este că încep acum lucrul, 3 ori 5, 15. Da? 3 ori 7, 21. 1 sub 7. Deci 3 ori 7, 21. Da. Și cu 1 de la 5, 3 ori 5, 15. 10, aceea de fapt. A. Face 22. 22. 3 ori 3, 9. Plus 1. 3 ori 3, 9, 3 ori, și cu 2, că 3 ori 7, 21 au fost. 12, 11. 2 ori 5. 15, nu, 10, 0. 10, acum e important, 0, acum, 0. Acum e foarte important. Da. Dar de ce e important acum? Dacă aș pune cu sub cifra care mulțesc, nu mai merge poarta. Fiindcă eu nu l-am așezat, l-am pus aiurea. Acum ce e important? Să încep cu 0, că fiind a doua cifră, a doua cifră, înseamnă 10, și atunci încep cu 10, 10 are un 0, un 0, și atunci am pus aici cu 0, și cum 2 ori 5, 10, da? 2 ori 5, 10, da. 0, 0 și 1, 1, 2 ori 7, 2 ori 7, 14, plus 1, 6, 5, 15, 1 și 1, da. 3 ori 2, 3, 6. 3 ori 2, 6 plus 1, 7. Ei, dragilor, deci nu are importanță să le așezăm mulți. Dar sigur, cu ochiul poate îi place mai mult să fie așezate așa. Dar ele, la mulțire, pot fi așezate aiurea. Ei, contează foarte mult. Aici, aici contează. Deci, deci începe toată bătălia. Când mulțim cu cifra unităților, am construit primul, când cu cifra 10 ori, începem cu 0, 0 de aur, da, la 10. La 10, asta e foarte important, cu el să încep. Și până construiesc ce trebuie, la sute, dacă ar fi fost, încep, nu, cu 2 zerouri, cum a fost aici. Când am început să construiesc cu mulțirea cu 3, am pus 2 zerouri. Că 100 înseamnă 1 urmat de 2 zerouri, deci e clar, da? Bun. Rezultatul final este același, spuneam, 2, 6 și 8. 8625, oricum l-am luat. Deci, atenție, la mulțire nu este obligatoriu să fie așa așezate, dar, repet, e mult mai plăcut ochiului și de aceea, cu cifra cu care mulțim, sub ea punem. Când le așezăm frumos, corect, dar dacă le așezăm unități, sub unități 10, sub 10, atunci e corect. Dar dacă le așezăm aiurea, atunci suntem atenți la ceea ce înseamnă aici obținerea. Sigur că putea să fie mai în stânga, mai în dreapta. Eu pot să zic și așa, 375 ori 23. Eu? Da? Da, de ce nu? Ori 23. 375 ori 23. Egal cu. Și încep să mulțesc. 3 ori 5. 15, 5 și 1. Poți să încep la 35. N-are importanță. 3 ori 5, 15. 3 ori 7. 21. Plus da. 2. Plus 1, 22. 22, 2. 3 ori 3, 9. Plus 2, 11. 11. Și am construit primul număr, primul șir. Acum începe bătălia. Când încep cu al doilea, fiindcă la 10, pun 0 sub ea, sub la unități 0, da? Așa e important. 2 ori 5, 10. 2 ori 7, 14 și cu 1, 15. 2 ori 3, 6 și cu 1, 7. Da? Și iată, rezultatul este clar. Dar atât de neplăcut este pentru ochiului, atât de neplăcut este ochiului scrierea, fie asta, fie asta de aici. Mult mai plăcut este așa când văd. Nu ne-a plăcut.
Da? Deci de aceea, dragilor, fiți foarte atenți, fiți foarte atenți atunci când înmulțiți, că dacă le așezați așa, atunci merită să țineți cont cu cifra pe care înmulțesc, sub ea încep construcția. Dacă le-a așezat aiurea, tot așa de bine putea să fost prins 75, ori 23, ori 23. Da? Pusă mai în stânga sau mai în dreapta înmulțitorul. Nu este obligatoriu. Adică dacă vezi așa ceva, nu te sperii și nu ești, nu reacționezi dur. Zici, băi, așa vrea să scrie. Dacă el însă ține cont, ai cum ai când începe, 3, 5, 15. Nu neapărat să scrii sub 3. Să scrii pe aici undeva. 15. 3 ori, ca să fii împotrivit tot timpul, da? 3 ori 7, 21, 22. Și 3 ori 3, 9, 2, 11. Și acum când scrie, dacă nu este atent și pune 2 ori 5, 10, a greșit cumplit. De aceea, fiind la 10, trebuie să pune un 0, da? 2 ori 5, 10, făcut 10 din nou. 2 ori 7, 14, 15. 2 ori 3, 6 și 1, 7. Deci, așezarea celor două numere este esențială ca rezultat aici când le obținem la mulțire. Nu este important să fie la început așezate așa. Dar ce plăcut este să o vede așa? Foarte plăcut. Așa sau așa? Nici vorba așa ceva. Că este deranjant. Sigur că el ajunge la același rezultat. Sigur că ajunge acolo așa. Da? Dar ținut cont de ceea ce este important. 6 și 8. 8.625 este același rezultat tot timpul. Am tot insistat pe mulțire pentru că fac foarte multe greșeli aici. Deci insist, dragilor, care este ideea de bază? Ideea de bază este că avem aici distributivitatea înmulțirii față de adunare. Aici, cu asta. Iar în clasa a doua, sau la a doua la sfârșit, sau la a treia începând, a treia, această proprietate, eu aș insista mult, pentru că copiii, aș fi sigur că nu există în clasă vreun elev ca să care să nu fie, să spune chestiunea asta străină. Deci, el să fie, toți copiii, și asta e obligația ta ca învățător, toți copiii să aibă clar această chestiune. Da? Am spus-o și foarte important rămâne ca aceste greșeli să se facă chiar în perioada când se face tabla mulțirii, când se exersează pentru tabla mulțirii. Nu ajung copiii deodată 7 ori fac 56. Nu li s-a depărit în minte cu multe precizii, adică după mult antrenament. Dacă mergeți pe memorie, veți sesiza, dragi, oricum de multe ori ei dau rezultate aici, 6 ori 6, 56 sau 36 sau 7 ori 36 sau știu le amestecă. Nu le cere să aibă precizii de la bun început. Sigur că pe parcurs memoria lucrează și aceste lucruri se vor stabili foarte bine. Dar în timpul învățării tablei mulțiri, la 7 ori 8, 7 ori 8, mai insist încă o dată aici, egal cu, hai să zicem 7 ori, pe 8 desfășoară cum? Ca alte două numere, înmulțit cu cine? 7 înmulțit cu? Cu 8 de 7? Nu, păi, desfășoară ca să dea 8, în paranteză. Ce două numere înmulțite fac 8? 8, ca să fac 8, ca să dea 8. În loc de 8, putem spune 5 plus 3. Da. Ca să fie o adunare. Deci, tu nu știi că fac 7 ori 8. Nu știi ca elev, sau ai un moment de ezitare, și atunci pe 8 îl scrii ca 5 plus 3. Și încep să spui, e mai departe cu. Și acum vorbește tu. 7 ori 5. Plus 7 ori 3. Și egal cu? 35 plus 21. 35 plus 21. Și egal cu? 56. 56. Cum?
Știam foarte bine. Dar dacă tu nu știi bine că fac, mai bine exersez pe chestia asta și învățătorii trebuie să aibă răbdare și spun, bun, hai să schimb cum într-un alt lot pe 8. 5 plus 3 sau 7 ori, în loc de 8, cât mai poate să fie? Dăm o altă variantă pentru 8. Alți doi prieteni ca să fac 8 împreună. 7 ori, 6, nu, 7 ori, 7 ori, alte două numere care se fac 8. 4 plus 4. 4 plus 4, ok. Sau 6 plus 2, hai să luăm. 6 plus 2. Și dau mai departe cu. Egal cu 7 ori 6. 7 ori 6 plus 7 ori 2. Și egal mai departe cu. 7 ori 6, 42 plus 42 plus 2, 14. 14. Care este egal cu 56. 56. Să ne închipuim că 7 ori 6 nu știe. Hai să vedem loc deoparte. 7 ori 6 egal cu 7 ori. Deci a ajuns, nu știi nici 7 ori 6. Și atunci muncește. 7 ori 6 egal cu 7 ori, în loc de 6, 3 plus 3. 3 plus 3. 7 ori 3. 7 ori 3. Plus 7 ori 3. 7 ori 3 plus 7 ori 3. Fiecare făcând 21. 21 și cu 21. Și iată cum descoperă el. Ajunge la 42 muncind. Dragilor, muncind. Asta vreau spun. Dar în această perioadă, făcând chestia asta, învață distributivitatea, aplică distributivitatea mulțirii față de adunare. Și nu va mai fi lui o problemă mâine când are de mulțit un număr cu o paranteză. Sau pe cineva, o expresie mulțită cu o altă paranteză. Deci mulțește numărul respectiv sau monomul, cum va fi mai târziu, cu toți termenii în paranteză. Domnule profesor, da. Dar totuși trebuie învățat această distributivitatea exersând o memorăm foarte bine, da? Uite, mai poate să mai fi și egal cu altă variantă. La 7. 7 ori 7 ori cât? Nu, mai bine zis 8 ori. Hai de aici, suntem la egal ăsta, da? Egal mai departe cu 7 ori. O altă variantă a fost 5 plus 3, 6 plus 2. 7 ori 7 ori 5. Numai 5? Păi nu, ca să fac 8, tot același 8 trebuie să fac. Tot același 8, tot... 7 ori 2. Deci eu zic egal, 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 adică o altă variantă a lui. 7 ori 4 plus 4. 4 plus 4. Și egal cu? 7 ori 4. 7 ori 4. Plus 7 ori 4. Plus 7 ori 4. Și egal mai departe cu? 28 plus 28. 28 plus 28. Care este egal cu... 56, nu? Să vedem 56. Da. O altă variantă. Tot la 7 ori. 7 mulțit cu... 7 ori... Da, tot să fac 8... Tot 8? Dar tot la 8. Vezi, e egal, egal. O rămas ăsta de bază. 7 ori 3 plus 7 ori 5. Păi... Am zis 5 cu 3. Altă variantă. Ca să fac 8. Am făcut cu 6 și cu 2. Ca să fac 8, alte două numere, ca să fac 8. 7 ori 1 plus 7. 1 plus 7, da. 1 plus 7. Și egal cu? Egal cu 7 ori 1 plus... 7 ori 1 plus... 7 ori 7. 7 ori 7. Și egal cu 7 ori 1 plus 7 plus... 7 ori 1, 7, plus 7, ori 7, 40.